Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjeană. Vorbim astăseară de o istorie a învățământului gorjean și, cum era și firesc la un asemenea subiect, l-avem ca invitat pe domnul profesor Dan Pupăză, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Spuneam că era firesc să vă invităm pe dumneavoastră din cel puțin două motive. Pe de o parte, Grigore Pupăză, cel care a marcat învățământul gorjean și ne-a lăsat chiar și o istorie a învățământului gorjean împreună cu Constantin Cheznoiu. Pe de altă parte, dumneavoastră care ați preluat nobila misiune de dascăl, ați dus-o mai departe foarte mulți ani și în același timp ați preluat și munca din afara efectiv catedrei, și ați dus-o mai departe, reușind să dați lumii și o parte din opera domnului Grigore Pupăză. Deci sunt cel puțin două motive, dar am văzut că am spus vreo patru, care ne îndemna să vă avem ca invitat în această emisiune și cred că de aici ar trebui să și pornim. Ce înseamnă învățământul ca și tradiție la nivelul Gorjului, la nivelul țării și în același timp de ce putem să vorbim cumva la trecut despre învățământul de calitate în comparație cu prezentul? De fapt, totdeauna învățământul a avut probleme și în trecut, dar au fost niște dascăli extraordinari care au reușit să se zbată, să ridice nivelul școlii. Acum să știți că în Gorj avem mulți dascăli. Cred că nu prea putem vorbi despre toți, pentru că de la fiecare ne-ar lua o emisiune dacă să stăm o oră să dezbatem niște probleme. Dar ei au fost cupriși într-o cărticică pe aici, dascălii averea României și... Cine? O carte care a văzut lumina tiparului în ultimii ani, dar ea a fost scrisă la vremea, în anii 70? A fost scrisă până în 75, până în 75. Ce se întâmplă? Aici sunt o serie întreagă de lucrări prezentate la Societatea Profesorilor de Limba Română și Istorie, în anii respectivi. Grigore Pupăză a avut noroc cu profesorul Cârstoiu, care l-a luat în dreapta lui și a spus, scrie... și prezintele materiale. Celebru Cornel Cârstoiu, fostul director al liceului Tudor Vladimirescu. Fostul director al liceului Tudor. Dacă nu era profesorul Cârstoiu, mă sigur nu scria, pentru că prima lucrare care a prezentat-o acolo e contrasemnată de 7 persoane. Că n-aveau încredere că prezintă, să nu ia înlături. Aici de era problema, nu pentru faptul că se îndoiau de valoarea unei scriere a dânsului, ci pentru faptul că fiind la index în fața autorităților comuniste, trebuiau să garanteze alții că nu vorbește. Nu iese din linia oficială. Pentru că ce să scria lucrarea, dar o prezenta liber. Nu mai privea pe foi. Dar lucrarea bătută la mașină și pusă la acolo. Și... Ca să fiu rău acum la unii autori cu ghilimele de rigoare din partea contemporană a învățământului gorjean și românesc, nici cu cartea în față nu reușesc să o citească, să o prezinte cursiv, dar să mai vorbească liber. Pentru că am fost întrebat de cineva dacă lucrările sunt scrise de Grigore Pupăză, pentru că le-am mai apărut și în alte părți, nu e nicio problemă. Și a spus, eu vin cu manuscrisul. Dacă vin și ceilalți cu manuscrisul, sunt de acord că sunt ale lor. Renunț eu la problema asta. Da? Am manuscrisele acasă. Aici e toată treaba. Să ne susține cauza. În fond, aș putea să zic eu mai multe, dar să învăț de treabă. A scris foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri și a avut o corespondență vastă. Oameni grei ai României. Da? A apreciat dascării din față. Acum, nici... vreau să vă zic că a terminat școala normală aici, a avut aici dascăl reputați, n-a avut cărți la școală și a fost totdeauna premiant de onoare. Și acum să mai precizăm ceva, că la școala normală de aici au fost 3 premianți de onoare până la al doilea război mondial. Primul a fost Sabin Popescu, cunoscut ca și prieten, erau prieteni amândoi, așa. Al doilea a fost Grigore Pupăză. Și al treilea a fost Ion Grigoroiu,
care a condus destine bătrâni. Și toți, da, au cochetat cu tainele scrisului. Cu tainele scrisului. Da, dacă nu era și eu un Grigoriu să-l ajute, mai capitula o dată așa. L-a ajutat tot profesorul Cârstoiu și apoi întâi l-a ajutat profesorul Cheată, după aia profesorul Grigoriu. L-a ajutat ca să ajungă la nivelul la care trebuia să ajungă, să-l ridice. Da, iată, învățământul de odinioară avea personalități, adevărați oameni de cultură, care nu se limitau la meseria de dascăl sau la activitatea dintr-o sală de clasă, ci aveau o influență foarte mare, foarte mare asupra vieții culturale a localității respective. Activitățile extradidactice erau atunci, fără așa ceva. Dar erau împătimiți să facă, ei nu făceau că îi obliga cineva. Făceau pentru că le plăcea să facă această treabă. Și acum vreau să vă zic că dacă ajunsărăm la Arcand, pe Valea Jaleșului, să vă zic că am găsit zilele trecute o scrisoare în care în 1970 Georgică Gârdu, care și era la București și le interesau multe lucruri, plănuise să se facă o monografie a Văii Jaleșului, Runcu, Arcand și Bălești. Au rămas baltă. Deci a fost doar un proiect. Un proiect. Vorbea când l-a cunoscut pe domnul Gârdu în ultimii ani de viață, vorbea de o idee de genul acesta, că asta ar fi fost vrerea dânsului. Dacă vă arăt documentul. Scrisoarea? Deci, și... Nu spunea și de asta. Deci nu, eu l-am găsit documentul, că nu mă știam, dar am documentul acasă. Stai că avea un obicei, orice corespondență o avea, o punea într-un plic. Și le-am găsit acolo și sunt multe, am să scot la suprafață mulți oameni valoroși ai Gorjului din documentele de acolo. Deci nu arunca nicio hârtiuță. Dacă trebuia să vorbească undeva, scotea plicul din buzunar, dacă l-avea, și pe plic nota și plicul l-a pus tot unde trebuie și acolo sunt informații foarte interesante în plicul respectiv pentru persoana despre care trebuie să vorbească. Da, o lecție pentru, să zicem așa, autorii contemporani și pentru memorialiștii acestor vremuri, cum se făcea odinioară, da? Poate că calculatorul din ziua de astăzi ne și ajută, dar ne poate face să și pierdem multe lucruri de genul ăsta. Însă, pentru că vorbeam de una din realizările și chiar ați avut în toamna trecută niște manifestări, simpozionul Satul Românesc a fost oaspetele Arcanului din nou, de fapt foarte des ajunge în zonă, dar acum a fost un motiv special cei 50 de ani împliniți de muzeul satului din Arcan sau muzeul Grigore Pupăză, cunoscut mai din ultimii ani, din 96, din 1996. Din ultimile două decenii și ceva. Ce ne puteți spune de aceea? Aniversare? Cum a fost? Mai ales că n-am apucat să vă avem ca invitat. Vreau să vă zic că acolo e un preot Popescu de la Albeni care vine în fiecare an la întâlnirile noastre și mi-a dat o idee frumoasă. A zis, domnule, la Arcand ar trebui să vorbim despre un fluviu de cultură. Și a avut dreptate și a spus, vă rog să vă rețineți ideea, și a preluat-o și o fluviu de cultură. Și acum dacă trebuie să mergem pe niște afluențe a acestui fluviu de cultură. Și acum să intrăm la unul din afluențe, este muzeul, nu dacă luăm așa. No. Dacă luăm așa, interesantă muzeul. Interesantă metaforă. Foarte m-a impresionat treaba asta și a spus, părinte, vă rog să susține și să scrieți câteva rânduri legat de fluviu de cultură. Și are dreptate. Acum trebuie să găsim afluenții care vin acolo și fiecare afluent aduce ceva. Și m-am gândit, sunt mulți afluenți, din păcate unii nu sunt vizibili. Și atunci trebuie să-i facem vizibili pe toți. E mult de zis acolo. E așa. Și unul din afluenții este muzeul. Muzeul a fost o muncă până să-l înființeze, să arcănienii totdeauna au avut grijă să facă școli pentru copiilor. Și acum să încep cu școala de la Arcand, funcționează de acum 172 de ani. Deci, iată o și cu dascăl locale aici, și dascăl pregătiți, și dascăl locali. Toată această perioadă. Și a fost un lucru minunat treaba asta. De asta sunt anumite idei frumoase. Și cei care au făcut centru comunii Arcand au fost dascăli, nu primarii.
Școala construită la 1909, într-un singur an a fost construită. Noi n-am reușit să vopsim în 20 de ani. Dacă ați văzut de ce au construit, de ce au construit-o, că erau mulți copii în școală, în sat. Și dați că li se împiedicau de ei pe drum așa și a zis să construim o școală. Și s-au apucat să o construiască. Nu știu dacă Spirul Haret a fost acolo cum a fost la alte școli, în orice caz, la momentul respectiv erau mândri că era cea mai mare construcție din preajmă. Școala de acolo, școală frumoasă și acum e cămin cultural în școala respectivă. Pentru că veneau copiii la școală și 50 stăteau pe jos și veneau. Iar după război, dacă vreți să, așa am găsit niște documente acolo, directorul de atunci, un dascăl care fusese pe front, s-a întors și bolnav, că a căzut prizonier. Când a venit de acolo, am documente cu amenziile care le-a aplicat la copiii care nu veneau la școală. Document cu amenzi, după aport de numărul de zile, trimitea la familie o amendă pe care să o plătească și trebuie să o plătească. Nu a fost așa. Amenziile au fost încasate. Adică era interesul să vină copiii la școală. Și apoi am mai făcut o școală în 1959 în care vreau să vă zic că președintele Comitetului de Construcție, de care nu știau mulți, a fost domnul Jean Rădoi. Tatăl lui Titu Rădoi. Un om extraordinar și avem acolo toate documentele cum s-a construit școala respectivă. Foarte interesantă treaba. Deci a fost o nouă clădire frumoasă, așa, și în 1964 s-a luat hotărârea să mai facă încă o școală, că erau foarte mulți copii, și a făcut școala cu etaj. Și școala făcută în 1959 a fost ocupată de muzeu. Da, să spunem că pe atunci Arcaniu era și o comună mai mare, avea și alte localități care au ținut în diverse perioade de Arcani. Nu, că a fost tot cele patru sate. Nu, a fost o perioadă, deși Storojaniu a ținut de Arcani. Nu, Storoieștiu. Și era Sovița. Da. Cred că am găsit totuși undeva. Cred că Storojaniu, a fost, nu știu. Și Storojaniu o perioadă și a mai fost în 89, când se luase decizia să se partea de Corne să treacă de Arcani. A fost o decizie luată în toamna lui 1989, dar a venit Revoluția și s-a terminat. Da. Acum vreau să vă zic un lucru, că atunci când s-a făcut în 68, așa. Apropo, suntem la 50 de ani de la marea reformă administrativă. Așa, să știți că Arcanii nu au apărut pe hartă. Și au început să-și pună toate pilele. Era și Gârdul la București, era și familia Cătuț, și n-au reușit să ne punem pe hartă. Și atunci avea un domn de aici, Voiciului, nașul părinților mei, de câte ori geamănul trecea pe la Târgu Jiu, când mergea către Paris, Voiciului îi băga un plic cu bani în buzunar, dezinteresat. Orice caz, nu i-a confiscat nici casa, a scăpat să-i confiște casa și atunci taică mi-a zis, du-te nașule la București și rezolvă problema la geamănul. Și s-a dus la București și au apărut Arcanii din nou pe hartă. Și în 69 geamănul a venit la Arcan să vadă ce a făcut. În 1969 a venit să vadă ce a făcut dacă a pus Arcanii pe hartă. Și deci muzeul a luat ființă în 67, a fost în școală pus aici și a fost muncă multă, multe piese și nici acum sunt expuse toate piesele, mai e nevoie să mai încă de o sală de clasă și poate nici cu ea nu rezolvăm problema, dar să sperăm că măcar astea să le expunem așa cum trebuie. Și în 69 a fost un simpoziu național, așa, în care au fost invitați oameni de răspundere din toată țara să vadă cum s-a înființat muzeul de la Arcani. Și cum domnul vicepreședinte Nichifor scrie de acolo, cred că din 1945 este primul muzeu sătesc din țară. Și cred că așa este. Cu toate că unii nu încearcă să-mi spună de colecții, că pe timpul lui Iorga i-a obligat pe dască să formeze diferite colecții. Dar aici nu e o colecție, aici a fost un muzeu în toată. Da, și autoritățile comuniste după al doilea război mondial au încercat, de fapt toți dascălii de istorie au avut misiune să facă diverse colecții, să facă colțuri muzeale, da, în școli, în anii 50 am găsit în foarte multe localități pomenite aceste colțuri muzeale,
care au fost păstrate, unele chiar în ultimii ani dinainte de 89 erau, s-a venit din nou cu această idee, undeva după 80 am găsit și cred că și, am și amintit în file din istoria școlii Gorjene, am dat câte ceva despre chestia asta. Iată că ideea nu era, dar de la a face un colț muzeal, de a face o colecție și până a face un muzeu original și în același timp să audă de muzeul respectiv, să se audă în toată țara, nu e de acolo. Dar nu e de acolo. E adevărat că cred că ultimii ani, ultimii 20 de ani, muzeul ăsta poate merita mai mult. Și mă gândesc, chiar discutam înainte de emisiune, putem să le dezvăluim și telespectatorul, mă gândeam că el ar fi bine să se regăsească între structurile muzeale ale Muzeului Județean, dacă putem spune așa, pentru că valoare are și cred că ar fi putea fi ajutat mai mult. Nu mă apuc să vă zic că avem niște piese importante care nu se găsesc în toată țara. La niciun muzeu din țară nu se găsesc așa, dar dacă le dezvălui s-ar putea să... să nu le mai găsesc la locul lor. Vreau să fie întâi să fie în siguranță și apoi o să spunem despre ele. Sunt valori mari, mari, mari de tot. De interes republican. Acum vreau să vă zic că atunci când au fost cei din vest, artiștii plastici din vest, pe urmele lui Brâncuș, i-am invitat și la Arcani. Și au fost câteva persoane care au spus, noi nu plecăm de aici până nu fotografiem toate piesele din muzeu. Și au stat și au fotografiat toate piesele din muzeu și a zis, domnule, muzeul de aici, de la Arcani, ar trebui să fie pus pe un trailer sau pe două trailere și plimba prin Europa de vest să vadă și ei cultura noastră, că nu suntem răsăriți acum, să vadă că și noi avem valori. Valorile. Cu siguranță, muzeul face parte din... să spunem, din istoria Gorjului, am putea să spunem, și cred că ar fi cumva, curtișoara ar fi complementar. Deci, practic, cele două ar trebui să se regăsească poate în aceeași incintă sau în orice caz să fie văzute amândouă în paralel ca omul să-și facă o idee. Cred că în timp ce muzeul de la Arcani merge mult pe gospodărie, să spunem așa, pe elementele de genul ăsta, acolo vedem mai mult clădirile și ăsta, deci partea de conservare, partea de amănunt o găsim la Arcan, nu o găsim la curtișoară. Ce vreau să vă zic, am citit o carte despre pesta loții, așa, și zicea cineva acolo că societatea, că elvețienii se bazează pe trei piloni, economic, politic și cultural. Ei, să știți că Valea Jaleșului s-a bazat pe toate aceste trei elemente. A avut o viață economică puternică, a avut și viață politică la fel și a avut și o viață culturală. Și muzeul este rezultatul acestei vieți culturale. Nu se putea face altfel. Existau elementele acolo și multe s-au mai pierdut. Este întâmplător faptul că muzeul a apărut într-una din zonele pe unde a apărut cu 100 de ani, deci cu 50 de ani înainte de evenimentele de atunci, 100 de ani sărbătorite în toamna trecută de la apariția Mișcării Jaleșu? Păi, Mișcarea Jaleșului, eu cred că una din mișcările care fac cinste Europei, Mișcarea Crinu, satelor, fac cinste Europei, nu numai voi Jaleșului. De asta am spus că acolo e un alt afluent al culturii. Și când mă gândesc cum a ajuns să cunoaștem această mișcare, Grigore Pupă zăvenise de la Ceaurul la Cornești. Și avea un simț aparte, să simte el ceva. Și a luat o scară, nu era scară la pod, s-a urcat în pod, aflase de mișcare ceva și trebuie să găsim ceva pe undeva. S-a urcat în pod și sub oglindă a găsit documente de mare valoare care au stat la baza unei lucrări legate de exemplu și îndemn, le-a găsit și le avem la muzeul la Arcani, originale. Le-a luat și le-a dus acolo. Când s-a înființat muzeul, le-a păstrat acasă, când s-a înființat muzeul. Să vedeți ce bibliotecă serioasă avea și oamenii care citeau
Și asta avem. Și la Stroiești, cum au pus toți dascălii umărul să ridice această mișcare. Și acum urmează că în 1920 apare revista. Și acum să știți că am făcut cineva, mi-a oferit niște numere care să le copiez. Le voi copia și voi încerca ca până în 1920 să văd câte numere găsesc și să scoatem un număr de din ele care să ajungă la anumite persoane interesate. Că e interes să vedem ce făceau, ce idei erau atunci. Idei mari. Idei mari. Și revista Crinul Satirului era distribuită de la Constanța și până la Timișoara. Da, păi era cunoscut în toată țara și asta e mare lucru în vremea respectivă. Plus că se citea la nivel rural. Dacă ne uităm acum, toată lumea se mărginește la televiziune sau eventual și radio, dar practic nu se mai prea citește nimic. Și eventual titrajele la film sau... Acolo este și o factură în care spune că s-au achitat 500 de exemplare. M-auziți? În un 1920. Tiraj impresionant pentru vremea respectivă. Deci venim cu dovezile așa. 500 de exemplare. Bine, suntem într-o altă epocă în care cuvântul scris avea greutate, se ajungea greu la el, poate și de asta era foarte valoroasă revista sau cartea și trecea din mână în mână, se împrumuta din mână în mână și se citea. Asta e mare ca de întoarcem la învățământ. Bun, citeau și țăranii. Adică învățământul nostru, chiar dacă unii se mărcinau la învățământul primar sau primele 7 clase, cum era în perioada interbelică, când plecau cu un anumit bagaj, în sensul că cu siguranță puteau să citească o revistă sau o carte. Știau să citească, să scrie și să socotească la un anumit nivel. E, dacă ar fi să comparăm cu prezentul, aflăm că avem 42% dintre absolvenții de clasa 8-a sunt analfabet funcțional. Nu știu ce citesc. Se mai compară învățământul de atunci cu învățământul de acum? Sunt multe de spus în privința învățământului și... Am destule materiale și o să vă invit toată să vă dau să vedeți câte materiale sunt din perioada interbelică și o să citez acum pe cineva de aici să vedeți cu ce greutăți să izbeau și ei. Orice caz, deci vreau să vă zic că viața economică a Văii Jaleșului, dacă nu se demolau 74 de pive, 36 de mori și 7 joagăre, vă dați seama ce muzeu în aer liber ar fi pe Valea Jaleșului, ceea ce nu, ar fi unic. Mai sunt niște comune care și-au păstrat morile, dar sunt puține. Aici erau, vă dați seama, o sumedenie din astea, din câteva sute de metri în câteva sute de metri, era un baraj și mișcau o pivă. Bine, mulți nu știu ce stai o pivă pentru dimii, era meseria de dimire, era extraordinară și bani, oamenii aveau bani. Ei, cu acești bani și-au crescut copiii și-au dat la școli. De la Arcand, dacă domnul director Gorun a făcut o cercetare și a spus că arcanii dețin un număr dublu de dascăl formați la școala normală față de orice comună din județ. Dar mai e o treabă că alții au fost școlii și în alte părți și n-au mai pus și fetele care au ieșit învățătoare. N-a numărat chiar totul. Mai e de numărat acolo. Deci, având o situație economică bună, și-au dat copiii la școală. Avantaje și dezavantaje, pentru că încet, încet, toți acești dascăl și care au făcut carieră în alte domeniu, au plecat, s-au depărtat de Arcani, au făcut carieră în altă parte și încet, încet, localitatea, urbea a început... S-a depopulat. Da. S-a depopulat. Acum, iată, Arcani este una dintre comunele mici ale județului. A fost și ea mică de la început. Nu e... Deci nu s-a schimbat foarte nu, mult. Nu, a fost mică de când a semnat... 68, să apară și arcanii din nou, cu vechea configurație, știți? Nu e, mic a fost de prima dată. Așa că nu e o noutate și având da, în vedere... Dar vorbeați, vă aduc un alt argument, vorbeați de foarte mulți copii, de a fost nevoie să se facă școli. Acum, din păcate, sunt puțini copii la școală. Bine, asta e puțin peste tot, nu mai este valabilă numai în localitatea respectivă. Toți copiii merg la oraș. Centralizarea asta care nu-i benefică pentru țară. Pentru țară nu-i benefică. Pentru că fără sat, România cade să prăbușește. După mine, fără sat, România are loc să se prăbușească. Păi, acum ar mai fi de discutat ceva.
Știm politica lui Ceaușescu după anii 80 de a muta forțat țăranul de la, în centre urbane. N-a reușit, ba din contră, se pare că și asta i-a adus pieirea printre alte multe, multe greșeli. Dar acum se face această trecere, sau s-a făcut deja în ultimii ani, forțat, e o trecere forțată de la sat la oraș, toate satele Gorjului și nu numai, în toată țara e, cred că se întâmplă același lucru, sunt depopulate în favoarea centrului urban de pe lângă el sau foarte mulți sunt plecați afară și nu se mai întorc sau și dacă se întorc încearcă să se tragă tot spre centrul urban. Practic nu prea mai vine nimeni din urmă în rural, deci satele se depopulează, e un fenomen constant, dar iremediabil din ce se pare. Bine, dacă satul se modernizează un pic, canalizările care ni se impun să fie făcute la sate, atunci satul, adică s-ar putea ca unii să-și revină. Și așa cum este și în America, să zic așa, fiecare oraș mare are niște orașe mici, satelit. Și atunci s-ar putea ca și Arcanii și Bălești deja sunt, să fie un satelit al Târgu Jiului. Și atunci mai ușor ajunge cu automobilul de la Arcanii la Târgu Jiu, la firmă, decât aici. Decât din cartierele... Decât din cartier în cartier. Și mare un avantaj acolo, mare un avantaj. Aerul curat și multe, o grădină, ceva, o altă viață. E la țară, e o altă viață. Dar discutam și altă dată și să ne întoarcem la câțiva dascăl de altă dată. Da, cu siguranță. Și cu siguranță. La Arcanii au fost dascălul Cătuț, Costică Cătuț. Foarte cunoscut. Foarte epocă. Cunoscut și Nicolescu Monu. Și au scris Pantelimon manuale. Pantelimon Nicolescu Monu, unul dintre scriitorii mari în perioada respectivă. Da. A publicat și el a fost corespondent la Crinul Satelor. Nu da, știați? Da, 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 da. A fost și el corespondent. Acum, da. Cinstit vorbind, primele exemplare din Crinul Satelor am intrat în posesia lor din, adică le-am citit și asta din colecția dumneavoastră, așa că era, e normal să fie avut aceea sursă, să spunem așa. Dar în Crinul Satelor publicau, pe lângă cei care au fondat mișcarea, au publicat și dascăl din prin alte sate ale Gorjului și nu numai din Gorj. Nu. Din Dobrogea și din Timiș publicau foarte mulți dascăli. Undeva pe aici voiam să vă zic ce scria Nea Costică, îi ziceam noi toți. Era cunoscut Nea Costică. Așa. Un fragment din cartea de citire pentru clasa a patra. E deci vorba România... de Constantin Cătuț, da? Da. Învățător, a fost și inspector. Da, da. Așa, a fost un om. A participat, se pare că atunci când s-a inaugurat Poarta Sărutului și Masa Tăcerii, discursul s-a purtat din veranda casei dumnealui. Așa și amintește cineva de acolo, de sus. Și a făcut și pușcărie și el. A fost trimit la reeducare. Da. Trebuia să se orienteze cu vremurile noi din perioada respectivă. Bine, e un haz de necaz pentru că a fost o dramă pentru oamenii liberei perioade interbelice să vină față în față cu rigorile comunismului. Deci, între 31 și 40, manualele lui au circulat în toată țara. Câte 20.000 de exemplare se tipăreau. El și cu Niculescu Bono. Iar școala din Arcad era cunoscută ca sub denumirea de Universitatea lui Cătuț. Dar ce m-a impresionat aici, într-o carte de citire pentru clasa a patra, prima poezie era închinată patriei. Ia să vedem în câte cărți acum găsim prima poezie cu patrie. Păi nu cred că găsim despre patrie nimic. Asta e mai grav. Facem limba și literatura română cu traduceri din scriitori americani și alte poste. Ba din contră, am văzut la televizor, am putut vedea cu toții niște doamne sau o doamnă profesoară de vrea să arate ce valoros să ia, că ea va studia la orele de limba și literatura română Shakespeare și nu știu ce alți scriitori. Foarte valoroși, dar ce legătură au ei cu limba română? Acum, nepotul meu e în clasa a patra și primește cărți numai de scriitorii nordici. Și am zis, mă, lasă-le la o parte, că avem pe ei noștri aici. Ce?
Bine, mai sunt și de multe ori apar, mai ales după clasa 5-a, apar și lecturile acelea obligatorii și va trebui să citești autori care nu vei mai auzi de ei după ce ai plecat din școală. Au auzit autorii de manuale. Acum să știți că spiritul românesc rămâne spirit românesc. Nu poți să vină orice să-l nu putem să-l deformăm. Îmi place optimismul dumneavoastră, nu. Dar suntem în țara tuturor posibilităților, că știți că nu e vorba de America, ci de România. Nu, aici în România. Vă dau un exemplu după aia din Simeon Mehedinț legat de Basarabia. Și n-am crezut, dar acum am constatat că a avut dreptate Simeon Mehedinț. Dar vreau să vă zic tot de domnul Costigă Cătuț, mă scuzați pentru cacofonie, așa, zice și prima bucată de lectură este Domnul Învățător. Și ce frumos! Vreți să vă dau să citiți? Nu, prezentați-l. Zice, câteva rânduri. Da, ce frumos, zice, da. Nu că e scurtă. Băieți, vom petrece un an împreună. Să facem așa ca să-l trecem bine. Învățați și fiți buni. Toată dragostea, tot gândul meu le păstrez pentru voi. Voi veți fi copiii mei. Auziți? Eu vă iubesc, dar ca și voi să mă iubiți. Doresc ca și voi să mă iubiți. Nu vreau să fiu silit să pedepsesc pe nimeni. Arătați-mi că sunteți buni. Școala noastră va fi o familie și voi veți fi mângâierea și mândria. Nu vă cer făgăduială. Sunt încredințat însă că în inima voastră mi-a spus da. Vă mulțumesc. Ce vreau de la prima... Da, un mesaj de suflet de apropiere față de copii. În carte. Da. Ăsta trebuie să fie învățătorul ca să putem să-i atragem și la țară și unde, oriunde. Nu alte texte. Ce știu ce gândește nordicul? Nordicii gândesc altfel și americanii gândesc altfel. E adevărat că au printre sistemele de educație cele mai avansate din Europa, dar asta nu înseamnă că modelul ar putea prinde la noi. Și mai zice ceva, tot atunci și valabil și astăzi. Lupta pentru ridicarea economică a satului, căci omul flămând nu poate căuta cartea. De ce nu caută unii cartea? Ne explicăm astăzi. Pentru că se gândesc la ăsta de zi, la viața de zi cu zi. Există o explicație. Și atunci a fost această idee. Ia că ce gândea domnul Cătuț în perioada respectivă. Da, și cum spuneam, unul din dascălii importanței perioadei interbelice. Vorbind despre istoria învățământului gorjan, care, iată, la Arcan, de exemplu, că am plecat de la exemplu de la Arcan, are 172 de ani. Practic, putem vorbi cumva în Gorj de învățământ public undeva de 200 de ani, de două secole, dacă luăm și acele dinainte de regulamentele organice. Dar să știți că au sărbătorii dascălii. Când am primit 100 de ani, au sărbătorit și la 150 de ani. Aceea ar trebui să o luăm din 10 în 10 ani. La 170 de ani am tăcut, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Nu mi se pare o normalitate. Nu mai sunt aniversările ce erau odată, din păcate, poate dacă sărbătoream nu știu ce personalitate contemporană, ar fi fost altfel. Din păcate, învățământul și cultura în general nu mai are aceeași trecere la semenii noștri cum se întâmplau aceste lucruri în trecut. Și atunci au avut o viață grea dascălii, dar s-au organizat și aș vrea să vă zic ceva, că poate în unele comune s-a și uitat de ei, ce că în fruntea plutoanelor și-au dat viața pe câmpul de luptă 26 de învățători din județul Gorj. Și sunt enumărați aici și... E vorba de... În primul război mondial. De primul război mondial. Da. Și parcă aș vrea să-i văd undeva pe... Acum vreau să vă zic, ce m-a impresionat în America erau aceste monumente ale eroilor. Am rămas uluit. Toți eroii erau puși acolo și era un parc în care veneau copiii în excursie, citeau. Și am căutat și eu un român, am găsit pe Popescu John Popescu, pe monument, mă uitam să văd, nu găsesc și un român, probabil că erau mai mulți, dar n-am avut răbdare să citesc, să iau toate filele la rând. Am putea și noi să facem un lucru ca ăsta, centralizat undeva, că nu, dacă vine cineva din afara județului, nu o să ducă în fiecare comună să vadă eroare. Da, de asta zic, ei la nivel de comună sunt cunoscuți,
Cam în toate localitățile. Există și monumente, mai bine întreținute sau mai puțin bine întreținute. Sau nu mai există deloc. Dar, în esență, atunci, la 10-15 ani după evenimente, în perioada interbelică, cam în toate localitățile s-au făcut aceste monumente dedicate eroilor, inclusiv dedicate învățătorilor. Din păcate, unele au dispărut. Și dacă nu le avem centralizate, nu putem să ne dăm seama de amploarea fenomenului. Eu cred că ar fi mai interesant să se facă undeva la cine vine să vadă, uite, ăștia au luptat, au fost. Așa nu putem afla de multe. Încercăm să facem acest lucru în acest an. Comisia Centenar de la nivelul primăriei Consiliului Local Târgu Jiu are niște proiecte foarte mari în acest domeniu, bravo, inclusiv cu editarea documentelor despre primul război mondial, inclusiv cu dascălii gorjeni și războiul de reîntregire națională și multe, multe altele. Dar să vedeți ce Pietre Popeanca aici, care a fost unul dintre cei care a fost rănit pe front în primul război mondial, în războiul de reîntregire națională. Deci dacă nu obținem o salarizare mai rezonabilă, spunea prin 1921, așa, deci, să facem muzi de ele, fiindcă eroii din războiul de reîntregire a neamului nu pot trăi într-o Românie mare. Semnal de alarmă puternic. Și nu... Interesant. Dar în același timp ne dăm seama că unele probleme nu mor niciodată în educație. Da. Nu ne ducem mai departe că a fost România mare, că a fost România mai puțin mare. Deci, lucrurile... S-au întors și au trăit rău. Greu. Greu. Da, eroii de la Mărăș, Mărășești și Oituși sau de la Podujiul. Și la Rasovița. Și de la Rasovița, da, chiar. Dar știți că am rămas uluit că la monumentul eroului necunoscut a fost între cele 10 sicrii, a fost unul luat de la Rasovița. Da, de la Rasovița. Deci la Rasovița a fost o bătălie mare, au căzut vreo 1000 de prizonieri. Și Pamfil Șeicaru a venit după 20 ani și a ținut o mare serbare la Rasovița, pentru că și el a luptat aici. Pamfil Șeicaru, celebru ziarist, da. Celebru ziarist, condamnat și reabilitat. Deci unele lucruri s-au rezolvat. Cel cu șantajul și etajul de mai târziu, cunoscut în epocă, dar un om de cultură fantastic. Dacă vreți, taică m-a păstrat niște documente. Știam unde sunt, așa, și unul cu Pamfil Șeicaru și cu Cogutoviț, problema cu Ardealul. Și Pamfil Șeicaru îi face praf, cu harta, nu cu vorba, știți? A făcut rost de o hartă publicată de să învăța în școlile maghiare. Și atunci arată unde sunt ei, pe unde sunt români și pe unde erau ei la noi. Da, e o treabă interesantă care trebuie să o punem, nu așa să o lăsăm baltă. Pamfil Șeicaru a făcut un lucru minunat și asta l-a costat. Da, e un articol frumos, mare. Nu, cred că ar fi bun de pus în discuție, mai ales în anul centenarului, îl pentru punem. Că, cum facem în general, avem două extreme. Pe una e una prea festivistă, gen Cântarea României, și a cealaltă tendința să ignorăm totuși cei 100 de ani de istorie. Nu, e foarte interesantă treaba. Și o hartă spune cât 1000 de cuvinte. Și e harta dumnealor, nu e harta făcută de noi. De fapt, mai vine acum Simion Mehedinț în 1928 și vorbește de primul război mondial și dumnealui tot pe bază de hărți. Și el a fost și etnograf, și geograf. A fost unul dintre mari geografi, în primul rând, da. Nu, da. Cu geografia m-a dat gata. Geografia și etnografia, așa, motivele astea, vine și justifică Simion mai Mehedinț interesant. Este făuritor de școală de geografie, de școală de geografie contemporană, da, până la urmă. Dar cărticica publicată de el, Școala Păcii, m-a impresionat. Și asta ar trebui să fie, ca să ne cunoaștem ce s-a întâmplat în primul război mondial, că toți de la centenar, ar trebui să... Am hotărât cu niște prieteni, deja e aranjată, așa, să o publicăm și să o trimitem la fiecare școală. Să afle copiii cam ce am fost noi în primul război mondial. Foarte frumos istorisește treaba cu primul război mondial. Da, și unul dintre evenimentele majore din istoria noastră, și de fapt nu putem înțelege centenarul fără primul război mondial, sau război de reîntregire, cum este denumit la noi. Acum, da,
poate mulți o să mă acuze de ce spun. Am, fără, poate, răsfoind niște documente, am găsit la 1920, vă spun, președinte de ședință în Parlament era Nicolae Iorga. Și atunci politicienii de atunci s-au ridicat și a spus, uite, noi am făcut unirea. Nu zic care partid, că n-are niciun rost, că s-ar simți nu știu cum. Și în sfârșit. Și cineva din sală se ridică și spune, nu dumneavoastră ați făcut unirea. Și l-au butut în picioare, cum se obișnuiește să-l bruiem. Și i-a lăsat să se liniștească pe cei din sală și a spus, domnule, conștiința națională, domnule. Iar l-au făcut zgomot în sală și a explicat. Ce, îmi dați voie să vă pun o întrebare? Și zice, da. Și zice, de acolo în partidul dumneavoastră a fost înscrisă toată România? Că la unire au participat toți românii. Și a încheiat lucrurile și a spus, domnule, conștiința națională și cei care au făcut, cei care au contribuit la treaba asta, au fost dascălii și preoții. Nu-i bagă nimeni în seama. În privința conștiinței naționale, cu siguranță, cele două personalități ale statului românesc au avut o contribuție esențială. Dar nu se vorbește nimic. Și asta timp de decenii, timp de secole chiar, aceștia au fost oameni într-un stat. Ba din contră că dascălul a apărut după 1800. În general, preotul făcea și pe una și pe alta. Și pe alta, da. Așa. Și la care au făcut preoții, au făcut și una și alta. Dar încă o dată nu vorbim de treaba asta, de corpul profesoral și corpul preoților. Ei au pus umărul. Fără ei, nu cred că se deștepta lumea și stăteau toți acasă. Da, n-ar fi participat. Poate că ar fi nevoie ca pe anul ăsta centenar să fie lecții de patriotism făcute în școli și multe altele, sau un extrașcolar făcute, pentru că cred că ne lipsește și acest lucru. Nu mai avem, am vorbit puțin mai devreme de faptul că manualele sunt cum sunt, inclusiv cele de literatură. Dar ca să faci conștiința, să vorbești de istorie locală, mai degrabă ai o șansă în extrașcolar decât în orele de clasă. Dar trebuie să fie dăruire în primul rând și în același timp, nu știu, să bați la porți deschise, cum s-ar spune. Da, da, copilul, vedeți, dacă pe plan local, la Arcani am găsit în consemnările lui Taică-miu și pe cei care s-au întors vii de pe front în 1916. Ceea ce lipsesc din multe localități, că i-au pus numai pe aia care sunt morți sau dispăruți. Da, da, așa. Acolo i-am găsit și pe ăștia. Și cei care s-au întors vii sunt eroi. Normal. Și am trăit printre ei. Pe unii i-am cunoscut. După ce am citit pe hârtie, i-am cunoscut. Era frumos dacă atunci vorbeam despre ei, să se simtă și ei băgați în seamă. Da, dar din nefericire și știți, experiența asta, amintit deja una din experiențe, Victor Popescu, celebru erou din Fărcășești, care a suportat rigorile comunismului și el a fost arestat. Haideți să vă spun povestea. Mai avem timp? Mai avem câteva. Haideți, tocmai lăsați-mi pe... Eu, stai că mă zicea Nenea Victor și eu ziceam tot Nenea Victor. L-am cunoscut. Stăteam în gaze la familia colonelului Leoveanu. El murise, doamna era acolo și cu o soră de ei, și Nenea Victor de câte ori venea la Târgu Jiu, trecea pe acolo și se saluta, că era fusese bun prieten cu colonelul Leoveanu. Fuseseră împreună pe front. Și intră Nenea Victor într-o zi acolo, cu geanta lui de dascăl, și am stat în picioare și am ascultat vreo 2-3 ore lecția de istorie a lui Nenea Victor, când scotea din geantă câte una, câte una. Și când a scos ce 10 martiri de la Turnul Severin, m-a dat gata. Dar mi-a scos multe fotografii, geanta lui era plină cu fotografii. Avem și acum vreo 1000 de fotografii, dar unele din fotografiile care am văzut eu atunci nu le regăsesc pe aici. Așa, și mi-a explicat două lucruri, că nu-i dădeau pensie, pentru că a avut o atitudine cum nu trebuie, Nenea Victor a rămas fără. Și era nemulțumit. Și ia să văd unde îl găsesc pe Nenea Victor, s-a dus la Leontin Sălăjean în audiență, Leontin Sălăjean l-a trimis la un colonel și colonelul avea ordine de dispoziție ca să nu fie de acord. Și Nenea Victor mi-a spus, m-am răsoit la el. Eu care am fost pe front, care am luptat pentru țara asta și tu care stai aici la un birou
și aici și grade colonel și salariu mare, îți bagi joc de mine. Nenea Victor l-a luat, a vorbit urât cu el, că știa că pleacă fără pensie. Și a făcut o cerere, a făcut-o lui ăsta de la Turcinești, de disputar în... Da, Geamănu. Geamănu. I-a făcut lui Geamănu, i-a făcut o scrisoare lui Geamănu și cel care i-a dat pensie i-a fost Geamănu. Și trimite și o scrisoare și când taică-miu a vorbit despre Nenea Victor aici, să vă citesc scrisoarea lui Geamănu, care dacă astăzi un deputat ar trimite o scrisoare unui subaltern, uneva de la țară, uite ce fac, l-ar băga la pușcărie, l-ar, așa. Să vezi ce spune și m-a impresionat. Iubite Nene Victore, scrisoarea dumitale mi-a trezit amintiri din cele mai răscolitoare. Elev în clasa a treia de liceu, am făcut parte din mulțimea care în 1918, după alungarea nemților, te-am primit la porțile Târgu Jiului și purtat în triumf ca răsplată a actelor de eroism cu care ai întreținut moralul populației greu lovite de ocupația germană. Au trecut ani mulți. Mă bucur din inimă aflându-te încă în plină vigoare și sănătos. Voi sprijini cererea dumitale, convins fiind că împlinirea ei ți se cuvine într-o țară și sub un regim care știe să răsplătească actele de eroism puse în slujba poporului. Te îmbrățișez! Da, ia interesant. Ia că ce scrie Geamănu. Da. Și Geamănu i-a dat pensie, probabil, a primit pensie. Dar... dar era o recunoaștere a ce făcuse Victor Popescu, chiar dacă el nu se încadrase, să zicem așa, pe direcția regimului. Nu se încadrase. Păi aici a fost tot. Nu, dar asta e interesant, că foarte mulți dintre cei care au făcut frontul, chiar și în al doilea război mondial, numai în primul, și care s-au și remarcat cu ocazie și personalități adevărate, au avut de suferit rigorile legii comuniste după 45. Stau să mă întreb însă și la o altă situație, dacă la vremea respectivă, când ei spuneau diverse lucruri antisistem, erau crezuți de contemporani, că am impresia că se întâmplă ca în ce se întâmplă și în momentul de față în societate. Deci sunt unii care spun, domne, sunt abuzuri și o masă așa de manevră. Nu, domne, trebuie să mergem cu coană în frunte. Deci s-ar putea să fie ceva de genul, și de genul acesta, dacă stăm să ne gândim că știți cum e, istoria se repetă. Acum, Nene Victor a fost privit și altfel ca un dezertor. Însă documentele, fotografiile care le-am văzut la Nenea Victor, nu l-ar da un dezertor. Și să vă mai dau un amănunt care nu știți. L-am întrebat cum a reușit să treacă de aici în Moldova în timpul iernii. Era o iernă ca acum, poate. Așa și mi-a... Cea din 1916-17 a fost o iarnă dezastru, mult mai grea Și a trecut prin munți și a zis, cum ați rezistat de n-ați înghețat prin munți? I-am pus și o întrebare așa, până la urmă. Și zice, auzi, dom'le, ce tăiam un brad, luam cetina, o stivuiam așa frumos, dădeam foc de jos și noi dormeam sus pe cetina. Vă dați seama, ca să ajungă întregi. Da, păi au stat foarte mult, să nu uităm că în zona au stat în pădure și asta, da. Că nu puteau să vină în sat pentru că automat puteau fi capturați. Nu vă zic mai mult de treaba. Mai avem un minut, da. Da, pentru că cei 10 martiri de la Turnul Severin va fi o carte publicată. E gata de așa, nu mai trebuie să fie tipărită și va ajunge gratuit la multă populație din Gorj ca să vedem că suntem mândri. E un erou de talie europeană. Da, să știți că apropo de personalul Victor Popescu, pregătește domnul Dumitru Cauc, pregătește o carte dedicată lui Victor Popescu, iată a spus și de-a doua, și cu siguranță va face parte și din Dascăl Gorjeni și Războiul de Întregire. Da, e foarte, foarte bine că se ocupă de treaba asta, dar noi avem cartea, e aranjată tot ce trebuie, lipsește ceva. Lipsește un final așa frumos și o publicăm și mai trebuie și niște fotografii. Noi avem vreo 1000 de fotografii legate de documentele germanilor. Ca să vedem. Cu siguranță în acest an vom mai relua discuția. Vă urăm succes în ce v-ați propus în acest an. Pe azi ziceam că vom aborda mai mult subiectele de centenar. N-am avut timpul necesar. Mulțumim pentru prezența la emisiune. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Școala Gorjean. A fost alături de noi domnul profesor Dan Pupăză. Mulțumim pentru atenție. La revedere! La revedere!